Se simte o dezghețare în procesul de negocieri cu Tiraspolul, deși procesul decurge anevoios și într-o atmosferă tensionată. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, la Postul Public de televiziune. Potrivit lui Osipov, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol deveniseră deosebit de tensionate, deoarece pe parcursul a mai mult timp a fost blocat procesul de negocieri. Oficialul a declarat că vede soluționarea problemei transnistrene prin integrarea europeană a Republicii Moldova. 30% dintre mărfurile produse peste Nistru sunt comercializate în partea dreaptă a Nistrului, iar 40% în statele Uniunii Europene. Mai există și interesul cetățenilor de acolo, care se confruntă cu probleme economice grave. Pentru ei, pașaportul biometric cu care pot călători liber în statele UE a devenit atractiv. Peste 80.000 de locuitori din regiune dețin pașapoarte biometrice moldovenești, a mai declarat vicepremierul Osipov.